Tine m-am gândit astăzi. La mine? La tine, normal. Ce să zici și tu acum singur? Azi așa am simțit să fie pentru Florin, pentru că prea îi băgasem pe gât mămici, s-o fi săturat și omul să vadă atâta. Și am adus tătici. Și am adus tătici, Diana, i-am adus un tătic. Sau preferai mămicile? Alo. Nu. I-am adus un tătic să-l inspire. Un tată care are o relație frumoasă cu băiețelul lui de doar 2 anișori. Sunt de niște pasiuni comune, dar niște pasiuni mai puțin obișnuite. Ce fac cei doi? Fac pick-up-uri. Fac pick-up-uri. Pick-up-uri. Pick-up-uri, da, care nu sunt. Sunt pick-up-uri pentru că marile formații din afară scot încă pe vinil. Și se pare că cea mai tare calitate, cel mai bun sunet, tot pe vinil rămâne. Da. Și spuneam Shahin, tatăl, îmi spunea că e o experiență dintre astea, așa, la un alt nivel. La doi, pe lângă asta, și mai fac mașinuțe din alea, automobilism, mașinuțe din acelea pentru curse. Intră în atelier, deci e incredibil, o să vedeți, intră amândoi în atelier și încep cu șurubelnițe, cu toate nebuniile. Și în condițiile în care, de ce m-am gândit că ar fi un model de parenting interesant, pentru că atelierul ăsta, unde sunt, eu știu, tot felul de lucruri periculoase, nu e tocmai spațiul în care un părinte să-și ducă în mod normal copilul. Și bine, ei l-au tatăl cu mama mai puțin, mai reticentă, dar până la urmă și a fost de acord încă de la câteva luni. Și stau amândoi și petrec timp de calitate acolo, asta e cel mai important, și un tată implicat și au o relație frumoasă. E, repet, e un model așa, zic eu, de parenting interesant. Mini-tehnicus, dar vezi în zona ta cu muzică, da, și cu tot. Hai să vedem ce ne-a adus Ruxandra. Astăzi o să cunoaștem un tată și un fiu legați de două pasiuni mai puțin obișnuite. Mă rog, pasiunile sunt ale tatălui, ăsta mic, de nici 3 anișori, le-a prins așa din mers. Faci pick-up-uri. Acum, când toată lumea ascultă muzică, eu știu, pe telefon sau la laptop? Chiar mă întreabă lumea dacă fac pick-up-uri pentru plăci din alea vechi. Plăcile nu sunt vechi. Formațiile și interpreții de acum scot în continuare și pe vinil. Pick-up-ul era inițial formatul pe care venea muzica de la producător. Există orice altă formă de a asculta muzică fără să ai grijă unui obiect de 30 de centimetri care este discul de vinil. Dar calitatea cea mai bună audio este tot pe vinil. De ziua ta când îți chem cel mai bun prieten, deschizi o sticlă de coniac special și nu asculți muzică din telefon, asculți muzică la vinil. Toată treaba e din altă clasă. Și pe lângă pick-up-uri, tu mai ai o pasiune și copil, mai ai mare pasiune. Automodelismul, sport este una din vechile mele pasiuni, pentru că îmi plac mecanismele, mașini radiocomandate de competiție. Atelierul, spațiul tău de joacă, e și spațiul lui Tudor de joacă, de când era foarte mic. Da. De dimineață, de când se trezea, lua la fugă după tati. Atelier, de fapt, pentru că e locul foarte interesant. Luam în atelier cu un scaun din acela de copil, cu masă de mâncare și nu știu ce, și puneam un pup de șuruburi, șaibe și piulițe. Și nu le mânca? Nu le mânca, dar se chinuia, unele le puneam înfiletate foarte puțin. Se chinuia să le desfacă. Livia, ce părere ai despre pasiunea băieților tăi? Pe mine mă bucură, pentru că îmi dă ceva timp liber, mă rog, mult spus timp liber, timp pentru alte lucruri. Adică nu este tot timpul lipit de mine, cumva împărțim sarcina asta de asta cu copilul și a avea timp de calitate cu copilul, că de fapt asta contează cel mai mult. E interesant, dar plin de, eu știu, tot felul de lucruri ascuțite. Suntem relaxați, mai mult eu, pentru că înțeleg cu ce se folosesc instrumentele astea chiar așa periculoase. Pentru mami e un pic de china. În sensul că mami e mai stresată din punctul ăsta de vedere. Mami e mai stresată. Aș vrea ca el să aibă un filtru în momentul în care e curios și vrea să pună mâna, măcar să întrebe dinainte că e voie sau nu e voie. E acolo foarte multă încredere, dar sunt și cu ochii pe el. E un copil de 2 ani și 8 luni, deci explicațiile nu pot fi înțelese așa cum le înțelege un adult. Dar când e vorba de șurubelnițe, îi spun, vezi că te poți lovi, poți să te înțepi, vezi că capătul ăsta frige. Înțelege amenințarea și îl văd că
are mai multă grijă. Pasiunea pentru mașinuțe este de la tatălui, care avea deja vreo 1000 de mașinuțe în casă, peste tot. Acum avem vreo 2000 de mașinuțe. Deci... Și niște pick-up-uri. Și niște pick-up-uri, da. Și ele continuă să vină. Face lucrurile pe care le făceam când eram mic. Se pune cu capul jos și merge cu ele să vadă el cum lucrează suspensia. De la pick-up-urile făcute de voi, ascultați muzică împreună? Da. Îi place să asculte muzică la pick-up și la magnetofon. Sincer să fiu, cred că o bună parte din plăcerea de a asculta muzică la ele este pentru că muzica se ascultă pe undeva și cu ochii. Deci rolele care se învânt sau discul care se învârte, e o parte vizuală, face parte din poezia momentului când de a asculta muzica.